Bună seara! Sunt Liviu Drăguț, președintele Fundației Satului Polonez. Fac parte dintre organizatorii acestei sedi. Am decis să invităm pe părintele Banaschin de la Grigoriu, pentru că părintele Banaschin este un trăitor, iar în epoca în care trăim noi, există inflație de informație, marea majoritate dintre noi știm Patericul, știm cuvântul Sfântului Antonie, dar din punct de vedere al experienței, poate suntem încă începători. Pentru aceasta, am bucurat că Părintele Damaschin a acceptat cu drag invitația, chiar pot să spun că Sfinția s-a bucurat să fie alături de noi, fiindcă are ce mai împărtășit. Este un domn cu roadă de dată, după peste 40 de ani de misiune în Africa, unde a botezat pentru Hristos peste 30.000 de oameni, unde a construit mănăstiri și biserici și unde a luminat lumina lui Hristos întâlnitul Africii. Când vreau să gândesc cuvântul meu, aș vrea să vă spun că structura conferinței va fi practic din trei părți. Prima parte, Părintele va vorbi despre minuni, urmează o pauză de 15 minute, după care, în a doua parte, Părintele va vorbi despre vrăjitor și vrăjitorii. Iar în a treia parte, va fi o sesiune deschisă întrebărilor noastre, lucru pentru care o să am rugămintea să solicitați doritorii doamnelor care sunt în marginea rândurilor noastre, cuie și fix. Tot nu să le vor strânge întrebările, iar noi ca organizator ne permitem să vă permite să selecționăm întrebările pe care le vom adresa pentru genunchi. Din partea organizatorilor rugăminte, sunt nimic în sală și copilașii să se aibă grijă de ei, să nu fie gălăgieși. În foaier, în afara sălii, veți observa că sunt și un stand produse ministeriei de la Ministerul Guriului, pentru cei care vor să susțină cumpărând aceste produse, Ministerul Guriului, constituind o daină. Și o să invite grupul sau pe care a fost invitat să ne spună să ne cumpere